Salut și bine te-am găsit! Pentru tine astăzi o bârfă. Da, e vorba de o bârfă, este vorba de un tenculeț care este în teste, sau mă rog, super teste, cum numesc domnii de la Wargaming. Este vorba de acest super tare T-100LT, un tank care va fi pe linia, pe noua linie rusească de tankuri light. Iar acest tenculeț, bineînțeles, va fi la tier 10. Un tank care, din punctul meu de vedere, arată absolut superb. Are grafica 3D pe el, se murdește după cum vezi cu pământ. Foarte, foarte mișto arată tankul. Iar ca și design, mie mi se pare că tankul ăsta mai degrabă îi face competiție lui Lamborghini. Da, să știi, arată foarte, foarte interesant tenculețul. Țeava scurtă și seamănă foarte mult cu țeava de la Ru-251. Da, un tank interesant. Un tank interesant. Hai să vedem ce informații găsim pe site-urile ajutătoare. Și hai să începem cu armura de pe Armor Inspector. E bine, nu are. Nu are armură. Adică are și nu are, nu știu ce să zic. Vei primi ceva bounce-uri absolut bulănoase dacă cineva va trage și nu te va nimeri exact unde ochește, adică de la distanțe medii și chiar mare. Dar în rest, de aproape, nicio speranță. Oricine poate să pună în tine AP-uri fără nicio problemă. Sau cum vorbim în cazul nostru de Vickers Light, APCR-ul, care este muniția de bază, asta nu e problema. Problema e, uite aici, high explosive. Vei primi de la unele tankuri, pentru că ai doar 70-72 de mm de armură în lower plate, dacă iese să te ochească, vei primi și high explosive. Pe lateral, după cum vezi, ești full penetrabil pentru acest Vickers Light. Ai de capul meu 40 mm de armură, 75 la turelă. Poate că la turelă 75 nu are toată lumea 75, dar 40. Fii sigur că cine te vede, orice, din tier 9, 10, toată lumea are peste 40 de minute de penetrare pe high explosive. Majoritatea tankurilor te vor penetra inclusiv pe lateral, în turelă, tankuri heavy, tankuri destroyer cu high explosive fără nicio jenă. Iar în spate, la fel, 40, 40, absolut, asta nu e armură. Deci este un tank absolut lipsit de armură. Ai putea să joci tenculețul ăsta în poziție de hold-down? Ei bine, ai putea să joci, în teorie doar, unde armura ta ajunge undeva la 290 de mm, 275 până în 290, dacă stai mai, nu știu, 275, asta nu e armură, 275 nu este armură. Deci până când va schimba pe muniția Gold, un Vickers Light, să zic că vei încasa poate un bounce, dacă este neglijent. Dar dacă va schimba, nu va avea nicio problemă să te penetreze. Acest tank există și pe Blitz Hangar, unde, să știi, statisticile tanculețului sunt expuse, dar sunt statistici înainte de eliberarea tankului pe joc. Ce înseamnă asta? Trebuie să înțelegi că contul de presă este accesibil pentru unele persoane, unii jucători din clanuri puternice, sau jucători, sau youtuberi buni, sau știu eu, care au mulți subscriberi, au acces la aceste conturi și ca urmare au acces la toate informațiile care Wargaming-ul le probează, la hărți noi, la tankuri noi și așa mai departe. De asta, să știi, ca o mică paranteză, mi-ar fi foarte, foarte de folos dacă ai dat subscribe canalului nostru și nu uita de clopoțel să fii activ, pentru că în momentul în care voi avea peste 500 de subscriber, am șansa să depun o cerere, în ghilimele, pentru un cont de presă și să fiu unul dintre cei care pot să testeze aceste tankuri, pot să ia informațiile despre tânculețe, iar înainte ca tankul să fie eliberat cu statisticile corecte, adică fixe, tu să fii printre primii care află despre acestea și dacă merită sau nu merită să cumperi tankul sau, mă rog, să-l cercetezi, în cazul nostru, cum vorbim de T110LT. De ce se întâmplă de fapt cu aceste super teste, sau teste să le numesc așa? Ei bine, gândește că inginerii IT-iști creează un tank cu un anumit scop pe câmpul de bătălie, ce trebuie să facă el, dar de obicei acele caracteristici ale tankului sunt un pic cam împinse spre limită. Asta înseamnă că tankul excelează pozitiv. Urmează o perioadă în care nu doar se testează de către ei, ci și de către aceste conturi de presă care se obțin, iar jucătorii pot să joace o anumită perioadă de timp cu ele și să spună părerea. Și dacă nu își spun părerea, să știi, nu e relevant pentru Wargaming, pentru că oricum Wargaming-ul își ia din statistici
Absolut tot ce te-ai jucat, câte bounce-uri ai dat, cât timp ai fost penetrat, cât spot ai făcut, câte kill-uri, cum te descurca pe câmpul de bătălie și în funcție de asta ei își dau seama dacă tancul trebuie să îi se dea buff sau nerf până când el va fi lansat pe piață. Deci ca urmare să știi toată această bârfă, de asta se numește bârfă, acest mic folder, pentru că în majoritatea cazurilor să știi, aceste review-uri la tânculețe sunt doar cu scop informațional și nu ați spune că așa este tancul. Da, așa este exact tancul acum, dar nu când el va fi eliberat spre vânzare. Și da, deci nu uita, va fi un review și pentru T110, T100 LT în momentul în care el va fi lansat. Deci da, nu uita de subscribe și de acel mic butonaș cu clopoțelul. Pentru acest tânculeț, să știi, va fi o linie rusească care va fi interesantă. Nu știm niciun detaliu despre celelalte tancuri, dar despre acest Tier 10 avem câteva. Am făcut ceva setări, nu știu, aproximativ, așa cum mă gândesc că aș juca, aș seta pe acest tânculeț și hai să vedem ce parametri ne oferă deocamdată domnii de la Blitz Hangar. Ca și HP 1855 este un HP destul de mic pentru Tier 10. Nu uita, maxul pe hash la FV 183 este de 1625. Deci ești cam one shot și un strănut distanță de garaj. Deci ai foarte mare grijă. Tankul are foarte mic HP. Ca și view range, tankul stă sub 300 de metri. Deși mi-arată aici că este 2 din 5, totuși consider că sub 300 de metri de view range în tier 10 și să fii și cu tank light, asta înseamnă cam puțin tel. Cam puțin tel. Ca și putere de foc, are 3 muniții. Pe muniția principală are APCR, care are un DPM de 3517. Asta este un DPM foarte bun. Ca și penetrare, 240 este o penetrare bunicică, mediocră, și un alfa damage foarte mic, doar 310. De asemenea, foarte prost stă și la damage-ul pe care îl poate face modulelor sau echipajului, doar 235. Ca shell velocity stă bine, 1200 de metri pe secundă este ok pentru tier 10. Penetrarea ca aspirator cu distanță este foarte mică, de 3%, calibru de 100 de mm și încărcarea lui este de 5,3 secunde. E bine, pe muniția premium, gold, ai un AP. Penetrare 290, asta este foarte slabă. Penetrarea asta de 290 mm, să știi, nu te ajută prea mult când e vorba să faci față unui Brawling cu un tank heavy. Nici măcar cu calibre 305, absolut nu. Un E100 frontal are undeva la 320 cu trela când se uită drept spre tine. Deci, absolut, tu ai nevoie de undeva de 330 mm de penetrare. Ca și Alpha Damage, pe această muniție Gold are 260. Iar Shell Velocity este foarte, foarte slab, 800 de metri pe secundă, asta este extrem, extrem de puțin. Penetrarea ca aspirator cu distanța, aici, nu știu, probabil este o eroare, 1.72, reală, nu e reală, nu știu. Iar pe muniția High Explosive, e bine, penetrarea nu este neapărat proastă, 50 de milimetri de armură nu este neapărat proastă, vei găsi ceva tânculețe care le poți penetra cu această muniție și Alpha Damage-ul este ok și el 420. În teorie, pentru că penetrarea ta pe muniția de bază este 310, iar pe High Explosive 420, în teorie ai putea zice că trebuie să-ți montezi și ceva High Explosive. E bine, da și nu, pentru că cea mai mare problemă pe care o are această muniție este Shell Velocity. Cred că este o greșeală pentru că așa ceva eu nu am văzut. Este un nightmare. Da, exact. Nightmare este tankul acela distruie de tier 5 care are tot așa undeva la 400 de metri shell velocity. 400 de metri pe secundă, ceea ce mie mi se pare incredibil. Nu cred că este real. Este imposibil să cred că această muniție are doar 460 de metri pe secundă. Dacă așa rămâne, atunci să știi că acest tank va fi deosebit de greu de jucat de la distanță. Pentru că 1200 de metri pe secundă are APCR-ul, 800 are AP-ul și 460 are acest High Explosive. Deci, categoric, la distanță foarte mare, degeaba nu-și prinde din penetrarea de High Explosive-ul. Până ajunge acolo, targetul se întoarce, se sucește sau chiar pleacă de acolo într-o secundă. Deci, categoric, ceva nu e în regulă cu acest 460 de metri pe secundă, categoric. Hai să vedem cum stăm cu gun handling-ul. Ei bine, timpul de ochire este bun, nu este cel mai bun, dar este ok, 1,6 secunde, dispersa este 0,32,
o dispersă cam prostuță, sincer, la distanță foarte mare nu vei nimeri unde o chești, iar dispersia când tancul se mișcă, se rotește sau turela ți-o miști, aici într-adevăr stă super tare. 008, asta este super, super ok. Deci ești cam cu vreo 20% mai bun decât un shader și undeva la 40% decât un Vickers. Da, cam da. Cam da. Ca și alimentă țeie față de target, e bine, aici stă foarte prost în culețul. Depresia tunului este doar de 5 grade și elevarea de 15 grade. Ca și rotire a turelei, se învârte foarte, foarte repede, 48 de grade pe secundă, iar ca mobilitate, tancul este un fulg de nea. Ai auzit bine? 17 tone. Ești extrem de, ești ca un Sheridan și Sheridan undeva la 16-17 tone și în culețul ăla, ești extrem, extrem de ușor. Deci ai grijă să nu cumva din greșeală să te lovești de un Maus sau de un orice alt tank de pe câmpul de bătălie care îl vezi tu în culoarea roșie. Nu cumva să lovești pentru că vei pierde mult HP. Ca și viteză stă fenomenal de bine, 68 de km cu fața și 25 cu spatele. Asta înseamnă că tu cu spatele în multe cazuri te poți răsuci pe lângă tancurile heavy, astfel încât ele nici nu au viteza aia cu fața în multe cazuri. Deci da, te poți juca Circle of Death cu tancurile heavy. Ca și cai putere pe tonă aici, așa și așa, între 30 și 36 de cai putere pe tonă, ceea ce este bunicel, nu strălucit, dar bunicel, iar pe traversă între 40 și 67 de grade pe secundă, ceea ce este ok și ea. Ca și mărime, tancul este extrem, extrem de mic. 6 metri lungime, 2,11 lățime și 1,50 înălțime. Asta îl face să fie un Lamborghini și asta îl face pe acest tanculeț din fabrică să fie un tank cu un concealment foarte bun, deci cu un camuflaj uimitor. Camuflajul când tancul când tragi, că ești în mișcare sau nu, este de aproape 11%, iar dacă ești în mișcare sau nu, pentru că ești copilul special, deci ai același camuflaj, ai 38%, ceea ce mi se pare incredibil. Dacă tu consideri că vrei să fii un ninja lău absolut pe câmpul de bătălie, poți să folosești camuflajul net, iar atunci camuflajul tău, dacă stai timp de 3 secunde nemișcat, va cădea la 40, va urca la 48%, iar dacă te miști la 42,8%. Deci absolut un camuflaj fenomenal de bun. Și să folosești tactica hienei, stai nespotat, ieși de acolo, accelerezi pe indian, îi faci Circle of Death după ce a tras și l-ai scos din joc. Interesant și nu de a folosi camuflaj netul pe un tank light, nu știu, rămâne de văzut. Oricum, ca și statistici, spun sincer, cel mai bine tankul ăsta stă absolut, absolut la concealment din toate caracteristicile. Ei bine, hai să vedem ce tactici ne recomandă acest site. Blitzhangar. Ei bine, tactica Peekaboo, ieși din cover, tragi un shot, te bagi înapoi, încarci, restezi camuflajul și repezi procesul. Dacă ai probleme și ești pusat sau știu eu, poți să folosești tactica dai și fugi, pentru că mobilitatea ta este foarte bună, nu neapărat accelerația, cât viteza. Deci absolut înseamnă că vei scăpa de tancurile medii fără probleme cu viteza de 68 km pe oră. Ca și Circle of Death poți să aplici consider eu, pe toate tankurile cu care vei face față, pentru că majoritatea tankurilor, mai ales dacă vorbim de tankuri heavy, tankuri destroyere și sunt mai înalte decât tine, nu uita, ai doar un metru și un șchiop înălțime, deci categoric tu te vei putea învârti pe lângă ele și chiar dacă te oprești în dreptul țevii atâta timp cât el nu poate să joace țeava pe tine, poți să le faci damage și ele ție nimic. Deci da, Circle of Death categoric și 1 vs 1 pentru că am un DPM bun. Nu știu dacă acest DPM se va schimba sau nu. DPM-ul mi se pare un pic cam mare pentru un tank light. 3500 mi se pare foarte mult damage pe minut. Rămâne de văzut dacă vor rămâne sau nu aceste statistici. Consider că DPM-ul este bun și penetrarea este bună de asemenea pe AP. Celelalte două muniții mi se par un pic cam prostuțe, dar pe AP-CR vei face față. Deci, ca în concluzie, tankul este foarte rapid, un camuflaj bun, un DPM bun, din păcate, bineînțeles că astea vin cu un preț, prețul fiind fără armură, puțin HP,
Categoric va fi un tank foarte dificil de jucat pentru jucătorii începători. Ca urmare, dacă nu ești foarte skillat, părerea mea că încearcă să nu te grăbești cu acest tanculeț. Încearcă să acumulezi mai multă experiență pentru că tankul va fi foarte greu de jucat. De asemenea, slabă depresia tunului, slabă penetrare, velocity-ul proiectilului este foarte diferit și foarte slăbuț, ceea ce îl face un tank cu mai multe dezavantaje decât avantaje, îți spun părerea mea personală. Consider că tankul nu este făcut pentru oricine. În schimb, l-am văzut de multe ori în bătălie, îmi place tanculețul, o să-l iau, dar nu cred că va fi atât de OP cum se gândesc unii și mai ales dacă unele din caracteristici se vor schimba, atunci categoric, nu cred că va fi interesant pentru mulți dintre noi. Acestea fiind spuse, eu îți doresc multă baftă în acest tanculeț când va apărea pe linia rusească și ca urmare să ne vedem cu bine în următorul episod cu și despre bârfe. O zi bună să ai! Salut!